În conformitate cu prevederile legii numărul 136/2020, articolul 8, republicată cu modificările și completările ulterioare, persoanele confirmate pozitiv, dar asimptomatice, pot solicita, după evaluarea medicală, izolarea la domiciliu sau în locația declarată. Potrivit prefecturii Maramureș, s-au primit rezultatele de laborator a celor 43 de pacienți internați în secția de oncologie, iar pentru 41 de pacienți, rezultatul testului este negativ. Cei doi pacienți confirmați și infectați cu noul coronavirus au fost transferați la spitalul suport. CJSU reamintește solicitarea adresată cetățenilor de a respecta măsurile stabilite de autorități în perioada stării de alertă. Normele stabilite de Institutul Național de Sănătate Publică și Direcția de Sănătate Publică Maramureș pentru a preveni și limita infecția cu SARS-CoV-2 la nivelul județului nostru.